Hello, dragii mei dragi! Am ceva emoții în ceea ce privește episodul de astăzi. Nu cred că am mai vorbit despre altceva în afară de cărții aici. Eu mai am o mini pasiune, să-i spun așa. Sunt pasionată de istorie, mai exact de anumite evenimente din istorie și în mod special de monarhii. Așa că m-am gândit să fac o serie cam de 10 episoade în care să vă prezint și vouă, să vă vorbesc și vouă despre aceste evenimente care mi-au atras mie atenția și de care eu sunt pasionată, să spun așa. Vreau să specific că toate informațiile pe care urmează să vi le ofer le-am cules la rândul meu din diverse surse, surse online, cărți, documentare. Mai exact, vreau să spun că orice voi povesti aici nu este ceva inventat de mine și am cules și eu informațiile acestea la rândul meu din diverse surse. Drept urmare, să începem! În acest prim episod vreau să vorbesc despre țarul Nicolae al II-lea, mai exact despre ultimul țar al Rusiei. Majoritatea informațiilor pe care urmează să vi le prezint așa ca într-o scurtă lecție de istorie le-am cules din cartea Familia Romanov, Asasinat, Revoluție și Prăbușirea Rusiei Imperiale de Candace Fleming. În secolul XIX, în timp ce multe țări europene se modernizau, timpul în Rusia parcă înghețase în loc. Chiar dacă nobilimea reprezenta o mică parte din întreaga populație a Rusiei, acești oameni cu sânge albastru dețineau 90% din bogățiile țării și astfel îi lăsau pe țărani să moară de foame și să se chinuie să supraviețuiască de la o zi la alta. Nobilii se credeau superiori și nu dădeau doi bani pe viața țăranilor și pe... De fapt, nici măcar nu știau cum trăiesc de fapt acești oameni, sau cred că de fapt unii își imaginau de fapt că trăiau într-o sărăcie exacerbată, însă nu cred că le păsa. Mai exact, mulți dintre oamenii de rând poate nu dormiseră în viața lor într-un pat adevărat, nu își permiseseră să fie consultați vreodată de vreun medic, efectiv se chinuiau să trăiască de pe zi pe alta, făcând foamea zile la rând, poate pentru că nu aveau efectiv ce să pună pe masă. Chiar dacă nobilii dețineau jumătate din terenul agricol, țăranii considerau că acesta ar trebui de fapt să revină celor care îl muncesc. La începutul secolului 20, sute de mii de țărani au plecat spre orașe pentru a lucra în fabricile care se deschiseseră acolo, însă și aici condițiile aveau să fie la fel de inumane și de groaznice. Femeile lucrau și ele în fabrici, însă câștigau doar o treime din cât câștiga un bărbat, chiar dacă lucrau 11 ore pe zi, adică nu conta pentru nimeni, nu? Pe de altă parte, și copiii lucrau în aceste fabrici și erau plătiți și mai prost. În tot acest timp, țarul era invincibil, nici nu era la curent cu suferințele supușilor lui. Forma de guvernământ impusă se numea autocrație. Mai exact, țarul avea puteri depline, putea să facă ce voia, când voia, fără să țină cont de sfatul nimănui. Era cel mai bogat monarh din lume, ba chiar țarii credeau că sunt unșii lui Dumnezeu. Totuși, trebuiau să țină cont de două lucruri. Mai exact, trebuiau să respecte învățăturile Bisericii Ortodoxe Ruse și să respecte succesiunea la tron. Doar atât. În rest, aveau mână liberă, puteau să facă ce voiau ei. Rusia nu avea Constituție, Curte Supremă, Parlament sau mai știu eu ce instituții de acest fel. Avea doar un consiliu format din 13 miniștri, un consiliu imperial, iar acești miniștri erau aleși tot de către țar, logic. Și acum că v-am oferit acest scurt context ca să vă faceți o idee cum stăteau lucrurile în Rusia în acea perioadă, zic să începem să vorbim despre viața ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II-lea. Având în vedere situația în care se afla Rusia comparativ cu alte state europene, țarul Alexandru al II-lea, bunicul lui Nicolae,
a vrut să facă, a făcut de fapt reforme pentru a moderniza țara. Însă, tot a fost asasinat. În anul 1881, în timp ce se plimba cu caleașca, a fost aruncată o bombă spre trăsura respectivă. Alexandru al III-lea, fiul lui Alexandru al II-lea, a înnebunit de furie și i-a considerat pe ruși, a considerat poporul rus vinovat pentru moartea tatălui lui. Drept urmare, din dorința de a-i face să plătească pe supușii lui, acesta a condus Rusia cu o mână de fier, cu o duritate și cu o asprime ieșite din comun. Practic, el se gândise așa, ok, tata a vrut să facă lucrurile mai bune, să le dea un deget, iar ei au luat toată mâna, deci, practic, această abordare nu este deloc corectă. Dacă nu pui biciu pe oameni, aceștia nu știu să asculte, nu sunt obedienți și nu te mai înțelegi cu ei și uite la ce se ajunge. Așa că o să-i fac să plătească. Am uitat să specific că romanovii erau la conducere de 300 de ani. Trecând peste această mică paranteză, Alexandru al III-lea, oricât de ciudat ar suna, nutrea o antipatie față de Nicolae, de fiul lui care urma să îi succeadă la tron. Nicolae era timid, era pasionat de cărți și nu dur și aspru precum tatăl lui. În plus, el nu-și dorea nici măcar să devină țar, nu-și dorea acest job, iar nici Alexandru al III-lea nu-și dorea ca Nicolae să devină țar. În plus, oricum, n-a făcut nimic pentru a-l învăța pe Nicolae cum trebuie să fie un țar. Pe când avea 16 ani, Nicolae își întâlnește marea dragoste pe Alexandra de Hesse, care în momentul respectiv avea 12 ani. Alexandra era nepoata reginei Victoria. Regina Victoria o luase pe micuța Alexandra sub aripa ei în momentul în care mama ei murise. Micuța Alexandra avea o voință de fier, era încăpățânată și dorea ca orice lucru să fie exact așa cum își dorește ea, adică toate lucrurile să iasă cum voia ea. Alexandra venise în Rusia cu ocazia anunții surorii ei Elisabeta, care se căsătorise cu unchiul lui Nicolae, marele duce Serghei. Nicolae și Alexandra s-au revăzut abia peste 5 ani, când Alexandra a venit la Sankt Petersburg, capitala Rusiei de atunci, pentru a fi alături de sora ei timp de 6 luni. A treia întâlnire a avut loc în 1894, în Germania, moment în care Nicolae a cerut-o în căsătorie pe Alexandra. Bine, pe vremea aceea, gradul de rudenie nu era chiar atât de important și nu a contat pentru nimeni faptul că Nicolae și Alexandra erau verișori de gradul al doilea. Tot în anul 1894, țarul Nicolae al III-lea moare în urma unei boli grave la rinichi. Nicolae era înspăimântat, nu-și dorea să devină țar, nu știa ce să facă, nu era pregătit pentru asta. Drept urmare, el s-a agățat de Alexandra, de voința ei de fier și Alexandrei i-a fost foarte ușor să îi ghideze pașii lui Nicolae. În orice caz, Nicolae, pe parcursul domniei lui, a ascultat orbește de Alexandra. Chiar dacă perioada de doliu nu se încheiase, Nicolae a insistat ca nunta să aibă loc cât mai repede, pentru că nu mai suporta să stea departe de aleasa inimii sale, mai ales acum când avea atâta nevoie de ea, avea atâta nevoie ca ea să-i ofere încredere în puterile sale. Așa că pe 26 noiembrie pe stil nou, pentru că în perioada respectivă Rusia funcționa după calendarul Iulian, adică erau pe stil vechi. Și când zic 26 noiembrie, zic stil nou, deci ca să se înțeleagă, asta așa ca o altă paranteză. Așa cum am spus, pe 26 noiembrie, Nicolae și Alexandra s-au căsătorit. Țarinei nu-i plăcea să locuiască la Sankt Petersburg, în palatul de iarnă, ea era foarte credincioasă. Chiar dacă a renunțat la religia ei pentru a îmbrățișa religia lui Nicolae, foarte multe ocazii mie mi-a dat impresia că a căzut așa într-un fanatism ușor, dar asta este cu totul altă poveste.
Ideea este că ei se părea că la Sankt Petersburg era prea multă depravare, prea multă agitație. Drept urmare, l-a convins pe țarul Nicolae al II-lea să se mute în Palatul Alexandru din orașul satul țarului. Următoarea problemă pe ordinea de zi pentru cuplul imperial era desigur un moștenitor. Ca orice rege, nu? Orice rege, țar în cazul de față, își dorea un băiat, un moștenitor, pentru că femeile, spre deosebire de Anglia, nu puteau să succeadă la tron. Așa că aveau nevoie de un băiat. Alexandra, de fapt, asta era sarcina Alexandrei, să aducă pe lume un moștenitor. Dacă Nicolae nu reușea să aibă un băiat, tronul i-ar fi revenit fratelui lui și apoi copilului fratelui lui. Totuși, chiar dacă toată lumea aștepta un băiat, în 1895 vine pe lume Olga, prima fată a cuplului imperial. Olga nu a fost întâmpinată cu atât de mare dezamăgire, pentru că Alexandra și Nicolae erau convinși că vor avea și un băiat în cele din urmă. În 1896, după ce trecuse perioada de doliu, la Moscova are loc încoronarea lui Nicolae al II-lea și încoronarea Alexandrei, desigur. Domnia lui Nicolae a început cu stângul încă de atunci. Pe un teren din apropiere se adunaseră sute de mii de țărani. Veniseră să-l vadă pe țar, însă mai mult pentru darurile promise. Să nu uităm că săracii oameni efectiv mureau de foame și era momentul lor să primească și ei ceva gratuit. De acest festin s-a ocupat Serghei, unchiul lui Nicolae, care nu a anticipat că vor veni chiar atât de mulți oameni. Așa că s-a răspândit un zvon, cum că nu ar fi suficiente daruri și suficientă bere pentru toată lumea. În acel moment, oamenii de rând au început să se îmbulzească. Scândurile de lemn care acopereau mai multe șanțuri adânci au cedat. Iar în acel moment, femei, bărbați, copii s-au prăbușit și n-au mai reușit să se ridice de acolo, fiind zdrobiți efectiv în picioare de ceilalți oameni. 1400-1500 de oameni și-au pierdut viața în acea zi. Când a aflat, Nicolae a vrut să oprească festivitățile, așa cum ar fi fost și normal, având în vedere tragedia care se întâmplase, nu? Însă, unchiul său, marele duce Serghei, l-a convins să continue cu petrecerile, cumva spunându-i că nu este o tragedie dacă nu face el o tragedie din asta. Însă oamenii nu l-au iertat niciodată pe Nicolae pentru ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Mai ales că el în seara respectivă a mers și s-a distrat la bal. În anul 1897 se naște cea de-a doua fiică a cuplului imperial, Tatiana. Iar în 1899, cea de-a treia fiică a cuplului imperial, Maria. De acum, Alexandra și Nicolae devin tot mai îngrijorați. Unde este băiatul pe care ei îl așteptau atât de mult? Nașterea fetelor era o dezamăgire și pentru ceilalți membri ai familiei imperiale, pentru toată lumea, pentru că toată lumea aștepta un moștenitor. Totuși, țarina rămâne însărcinată, din nou, și este convinsă că de data aceasta va aduce pe lume un băiat. Însă, în 1901, vine pe lume Anastasia. Vă dați seama ce dezamăgire! Nicolae ca Nicolae! Dar țarina era efectiv disperată. Alexandra simțea că nu poate să eșueze în această îndatorire a ei. Totuși, dorința celor doi li se îndeplinește, pentru că în 1904 vine pe lume Alexei. Vă dați seama ce bucurie enormă a fost și toată lumea era în extaz. Țarul Nicolae al II-lea avea un moștenitor. Totuși, fericirea nu avea să dureze deloc prea mult. Peste puțin timp, bebelușul a început să sângereze în zona buricului, iar hemoragia a continuat timp de 2 zile. Diagnosticul medicilor avea să fie clar, însă deloc o surpriză pentru Alexandra. Alexei suferea de hemofilie, mai exact sângele lui nu se coagula așa cum trebuie. Chiar și o mică tăietură putea să-l facă pe băiat să sângereze zile în șir, iar în cazul unei lovituri, acesta putea să sângereze intern. Această boală genetică tinde să-i afecteze mai mult pe băieți și se transmite pe
linie maternă. Vă dați seama că Alexandra era disperată, se considera răspunzătoare pentru chinurile băiatului ei și s-a fundat și mai mult în rugăciune, îl implora pe Dumnezeu să facă o minune și să îi vindece copilul. Pentru a nu da naștere diverselor speculații care ar fi putut apărea pe fondul bolii lui Alexei, Nicolae și Alexandra s-au decis să țină secret faptul că moștenitorul tronului suferea de hemofilie. Întorcându-ne la muncitori, ei erau din ce în ce mai dezamăgiți de Nicolae. Așa că la ce se gândește țarul? Cum să-i fac pe oameni fericiți? Știu! Intru în război cu Japonia! Războiul a avut loc în 1904-1905, iar Rusia a fost înfrântă. Aceasta a fost picătura care a umplut paharul, iar oamenii au început să se revolte. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și au făcut grevă. Ei cereau salarii decente, program de lucru de 8 ore pe zi, chirii acceptabile și învățământ public. Preotul Gapon a devenit liderul lor și s-a hotărât să redacteze o petiție pe care să-i urmâneze țarului. Mai exact, ei erau convinși de faptul că țarul nu este la curent cu ce se întâmplă, cu situația lor și că dacă ar sta de vorbă cu el, acesta i-ar înțelege. Mulțimea a început să mărșăluiască în mod pașnic spre Palatul de Iarnă, însă țarul nu se afla acolo. O mare greșeală, pentru că dacă țarul ar fi stat de vorbă cu acești oameni și ar fi ascultat, poate în felul acesta și-ar mai fi spălat din păcate. În timp ce înainteau spre palat, oamenii s-au trezit că soldații își doresc să îi împiedice să înainteze, însă ei au încercat să își vadă de drum. În acel moment, soldații au deschis focul. Efectiv, au început să tragă în vieții oameni. Mai exact, oamenii care nu-și doreau nimic altceva decât să înmâneze o amărâtă de petiție, au fost măcelăriți de către soldați. Chiar dacă țarul nu a fost cel care le-a ordonat în mod direct soldaților să deschidă focul asupra oamenilor, el a fost, logic, nu? Învinovățit pentru cele întâmplate. Ziua respectivă a rămas cunoscută sub denumirea de Duminica Însângerată. Între 150 și 200 de femei, copii și bărbați au fost omorâți, iar alți 800 de oameni au fost răniți. Logică, țarul nu s-a învinovățit pentru cele întâmplate și nu a vrut să îmbunătățească condițiile de trai ale muncitorilor. Nicolae era în lumea lui, pe un norișor acolo undeva, credea că lucrurile progresează, că totul este perfect. Habar n-avea de fapt care era situația reală, de fapt, în care se afundase Rusia și cât de nemulțumiți erau oamenii și cât de mult riscă el din cauza acestui lucru. În următoarele luni, din cauza a ceea ce s-a petrecut în Duminica Însângerată, au urmat și mai multe revolte, mai multe greve din partea mai multor feluri de muncitori. Efectiv, Rusia înghețase. Însă, Nicolae n-avea niciun stres, era în lumea lui, credea că totul merge strună. Și nu, să nu credeți că se învinovățea în vreun fel. Nu. Iar Alexandra era acolo să-l susțină, vă dați seama. Nici ea, și ea era în aceeași lume, n-avea nicio treabă, ba din contră, îi condamna tot pe oameni, logic. De asemenea, oamenii cereau și înființarea unei dume, mai exact a unui parlament, cu reprezentanți aleși de către ei. Nicolae, mai mult forțat, a acceptat acest lucru. Supușii, bucuroși, au început să spere la libertate. Însă, au urmat 694 de pogromuri împotriva evreilor. Nicolae nu a ordonat atacurile, însă nici nu a făcut nimic să le oprească. El îi considera oricum pe evrei vinovați de răzvrătirea oamenilor, de faptul că oamenii s-au întors împotriva lui și că fac aceste revolte. Nu, nu era nici pe departe vina lui, Doamne ferește, și a modului în care alesese să conducă. Nu, el era complet nevinovat, evreii erau capetele răutăților. Pe de altă parte, adevărații revoluționari credeau că doar prin înlăturarea țarului de pe tron puteau salva Rusia. Cea mai mare parte dintre revoluționari urmau învățăturile lui Karl Marx, care era de părere că lupta dintre muncitorii și deținătorii de proprietăți se va sfârși în momentul în care poporul va pune mâna, să zic așa, pe resursele naturale ale statului. Iar obiectivul era ca toți oamenii să fie egali. Pornind de la conceptul de proprietate comună, Marx a numit noul sistem comunism,
care trebuia instaurat de către clasa muncitoare prin Revoluție. Unul dintre rușii dedicați acestei cauze a fost nimeni altul decât Vladimir Lenin. În anul 1887, fratele lui Lenin, Alexander, a fost arestat împreună cu alți 72 de studenți, fiind acuzați că au complotat la asasinarea țarului Alexandru al III-lea. Alexander a fost spânzurat și, pornind de la acest eveniment, mulți istorici consideră că, de fapt, acesta ar fi motivul pentru care Lenin s-a alăturat mișcării revoluționare, chiar dacă el nu a mărturisit niciodată acest lucru, pentru că s-a implicat în distribuirea de broșuri antițariste, dar și în organizarea grevelor. Lenin a fost arestat în 1895, după care a fost trimis timp de 3 ani în Siberia, de unde a continuat să corespondeze cu revoluționarii din Rusia și din Europa. După 3 ani, el deja avea această reputație de lider al mișcării comuniste. La un moment dat, Lenin a făcut cunoscut faptul că își dorește o revoluție imediată, pentru că nu mai avea răbdare să preia conducerea, însă mulți colegi de-ai lui n-au fost de acord. Ei își doreau o desfășurare graduală a Revoluției, așa că adepții comunismului s-au împărțit în anul 1903 în două tabere, mai exact în bolșevici, care țineau cu Lenin, și în menșevici. Simțind că țarul s-ar putea să intre din nou în grațiile poporului, Lenin se decide să treacă granița și să ajungă în Sankt Petersburg. La sfârșitul lui 1905, poliția țaristă aresta liderii sovietelor, care erau niște consilii formate din muncitori care se poziționau împotriva lui Nicolae și a regimului lui. Drept urmare, oamenii au început să protesteze, iar comuniștii au profitat de acest lucru. Așa că i-au îndemnat pe oameni să lupte contra autocrației. Unde era Lenin în tot acest timp? Da, se ascundea pentru a nu fi găsit de poliție. Văzând tot ce se întâmplă, țarul Nicolae al II-lea se enervează peste măsură și îi consideră pe oameni niște nerecunoscători. Logic, tot oamenii erau de vină, nu-i așa? Așa că le ordonă soldaților, poliției țariste să curețe străzile prin orice metodă. Din acest masacru au rezultat 1000 de morți și mii de răniți. Nicolae, în înțelepciunea minții sale, s-a gândit așa, că cea mai bună variantă și cea mai bună soluție ar fi să își pedepsească poporul. Poliția a arestat peste 38.000 de așa ziși opozanți ai regimului și a executat alți 5.000. Nici la sate lucrurile nu mergeau mai bine. Țarul a autorizat expediții de pedepsire în care soldații ucideau locuitori la întâmplare. În plus, le și incendiau casele, lăsându-i astfel fără niciun acoperiș deasupra capului. Acum doar frica îi mai ținea pe oamenii în frâu, iar Nicolae s-a ales cu porecla de Nicolae cel Sângeros. În primăvara lui 1906, Nicolae și-a încălcat promisiunile făcute în 1905 și a luat puterea Dumei. Practic, el a dizolvat prima Dumă, a dizolvat-o și pe cea de-a doua, iar în ceea ce privește pe cea de-a treia Dumă, a schimbat sistemul de vot în așa fel încât această dumă să fie formată din susținători de-ai lui. Cum vedeți, lucrurile nu mergeau deloc bine, iar ce a urmat a înrăutățit complet situația. Să nu uităm că moștenitorul tronului era grav bolnav, lucru care nu trebuia să se afle, dar cum să ții în viață un copil pentru a cărui boală nu exista tratament la vremea respectivă. Acum intră în scenă un alt personaj celebru, să spun eu, Rasputin. Când a ajuns în Sankt Petersburg, Rasputin avea deja o reputație de vindecător și de profet, însă, de fapt, era doar un destrăbălat care numai viața monahală nu ducea el. În orice caz, Nicolae și Alexandra erau disperați pentru a găsi o cale de a-și vindeca fiul, așa că, având în vedere că auziseră de puterile lui Rasputin, ei decid să îl invite la palat pe profet. Oricât de ciudat ar suna, prezența lui Rasputin îl ajuta pe Alexei, lucru pe care nici medicii n-au reușit să-l explice. O să încerc să nu intru în foarte multe detalii referitoare la Rasputin, pentru că am de gând să fac un episod în care să vorbesc doar despre acest personaj și cum a ajuns el să
îi țină pe Nicolae al II-lea și pe țarină în palme, așa, și să jongleze cu ei cum vrea el. Dar acesta este motivul pentru care în episodul acesta nu voi intra în foarte multe detalii referitoare la Rasputin. În orice caz, cu timpul începuseră să apară tot felul de detalii despre Rasputin, cum că de fapt ar fi un destrăbălat și mai departe, însă Nicolae și Alexandra nici măcar nu doreau să dea crezare la așa ceva. În orice caz, când au crezut ei ceva, nu-i așa? Nu doar zvonuri despre stilul de viață lui Rasputin au început să circule, dar și zvonuri despre o eventuală relație între țarină și Rasputin. În anul 1911, mai multe scrisori din partea membrilor familiei imperiale către Rasputin au început să circule, însă cele mai șocante au fost cele din partea țarinei. Acestea erau pline de afecțiune, însă, cumva, acesta era de fapt modul țarinei de a coresponda. Așa e, alegea ea să vorbească, nu știu, și Rasputin n-a fost vreo excepție, adică ea a vorbit cu Rasputin la fel de tandru, să spun, așa cum ar fi vorbit cu oricine, altcineva căruia i-ar fi trimis o scrisoare. Însă vă dați seama cum a părut pentru cititori toate cuvintele pe care țarina, cuvintele acelea pline de afecțiune pe care țarina îi le scria lui Rasputin. În orice caz, în momentul în care au aflat de aceste scrisori, Nicolae și Alexandra au luat foc și l-au izgonit pe Rasputin. Da, Rasputin a încercat să le intre în grații, însă nu s-a mai putut, așa că cele din urmă el a fost nevoit să plece în satul lui din Siberia, așteptând momentul ideal pentru a se întoarce. Totuși, Rasputin nu a trebuit să aștepte foarte mult timp, pentru că Alexei se accidentează și zace la pat timp de 11 zile, toată lumea crede că o să moară, medicii nu-i mai dau șanse de supraviețuire. În acel moment, țarina și-a călcat pe orgoliu și i-a scris lui Rasputin. Vă dați seama ce fericire pe capul lui când a văzut scrisoarea de la Alexandra? Profetul i-a răspuns imediat țarinei și i-a spus să stea liniștită pentru că Alexei se va face bine. În mod bizar, chiar așa s-a întâmplat. În următoarele 24 de ore, hemoragia lui Alexei a încetat, spre surprinderea medicilor, care nu îi mai dădeau șanse de supraviețuire băiatului. Acesta este momentul din care influența lui Rasputin asupra țarinei este totală. Nu doar asupra țarinei, dar și asupra lui Nicolae, pentru că Nicolae oricum făcea orice îi cerea dulcea lui soție. În orice caz, Rasputin i-a spus țarinei că atâta timp cât va trăi el, va trăi și Alexei. Ar mai fi multe de spus, însă îmi doresc să mă opresc aici, pentru că au fost deja foarte multe informații. Voi reveni cu o parte a doua, desigur, în care vom continua povestea de unde am lăsat-o, pentru că urmează izbucnirea primului război mondial. Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut episodul de astăzi, care nu are nicio legătură cu cărțile. Bine, doar că majoritatea informațiilor pe care eu vi le-am prezentat le-am cules din cartea menționată la începutul episodului. Dar în rest a fost așa ca o lecție de istorie, am fost și eu destul de emoționată. Sper totuși că a ieșit bine. Vă mulțumesc tare, tare mult că m-ați urmărit și ne auzim data viitoare. Bye!